Acum vă voi arăta cum să vizualizați camera dumneavoastră pe telefonul mobil. Deschidem Google Play sau App Store. Este aceeași aplicație și pentru Android și pentru Apple. Căutăm XX camera. Camera. Ok. Aceasta este aplicația. O instalăm. Eu o am deja instalată. Apoi deschidem aplicația. Avem în partea de sus Add New Camera. În partea de jos Search. Și ne găsește aici un cod. Acesta este codul unic al camerei. Dăm pe el. Ne-a pus acolo în partea de sus ID-ul camerei, username-ul și parola. În momentul de față nu avem parola la cameră. Dăm Done și ne-a adăugat-o aici în listă. Pur și simplu dăm click pe ea și se deschide. Dacă dăm un click pe ecran, ni se deschide un mic meniu. Putem să întoarcem camera, să o vedem în alt mod. Ok, în partea de sus avem un buton să închidem. Bun, e foarte important este că va trebui să fim prima dată în rețeaua locală. Pe cum vedeți aici sus, sunt conectat pe wireless. Ok, voi închide wireless-ul și voi rămâne pe date mobile. Imediat să se conecteze. Ok, s-a conectat. Deschidem din nou aplicația. Bineînțeles, nu va merge chiar așa repede, pentru că suntem conectați pe date mobile. Și după cum vedeți, mi s-a deschis din nou camera.